În acest an, în România a apărut și prima echipă dedicată exclusiv femeilor, formată dintr-un nucleu de pasionate ale ciclismului în diversele sale forme și discipline. Sunt 11 sportive amatoare care fac parte din această echipă și toate au în comun disciplina ciclism de șosea, practicând pe lângă aceasta și alergare montană sau maraton. Lansarea oficială a echipei va avea loc în direct de pe scena primului concurs de ciclism feminin din România, la care vor participa toate ciclistele. Deși sezonul de ciclism 2015 nu le-a regăsit pe toate în această formulă, ci la echipe diferite, fetele au reușit să adune împreună 55 de podiumuri din 88 de curse la care au participat. Echipa face parte din Diamond Sport Club, asociat și legitimat la Federația Română de Ciclism, club sportiv care mai are în componența sa și Diamond Men Cycling Team. Pe termen lung, echipa feminină își propune participarea la cât mai multe competiții internaționale, atragerea cât mai multor femei spre acest sport și o secțiune dedicată cadetelor și junioarelor, de unde să se poată lansa cicliste pentru lotul național de fete.